Adi, victorie oarecum nesperată în derby de Alba, a fost conduși cu 1-0, Fetița a marcat o dublă și a întors soarta acestui meci. Cum a fost jocul? Așa cum ați văzut și noastră, într-adevăr, cu Giro a avut 1-0, a avut și o perioadă, să zic, în care a dominat jocul, puteau să facă 2-0, am reușit să, apoi să echilibrăm, să egalăm și din acel moment se putea întâmpla orice. Am avut și un pic de șansă, am și crezut în noi până la final și eu zic că e o victorie muncită a noastră aici. La un punct în spatele Timișoarei, aceasta a pierdut cu 2-3 în fața Devei. Credeți în șansele voastre? Da, și înainte de meciul ăsta credeam, chiar dacă șansele erau, să zic, puține. Am spus și băieților, atâta timp cât avem șanse matematice, 10%, 20%, ne agățăm de ele la fiecare joc. V-ați revenit după, hai să zicem, pasa proastă, după înfrângerea cu Timișoara, egalul cu Giarmata? Păi, nu, am crezut în grup, știam că vine momentul în care ne revenim, păcat că n-am reușit să remontăm după jocul de la Timișoara imediat cu Giarmata, cu 2 puncte în plus, probabil acum era alta ierarhia, dar credem în noi, sperăm în continuare și vedem ce va ieși. Parcă e adevărată nebuloasă aici în seria a patra, răsturnări peste răsturnări. Într-adevăr, rezultatele de-a lungul returului au fost destul de, să zic așa, destul de multe surprize. Au fost și rezultate scontate, dar destul de multe surprize. Anticipam asta, este o serie echilibrată, valoric și am spus și mă repet, oricine poate câștiga cu oricine. Te-am întrebat și etapa trecută, ce se întâmplă cu golgheterul echipei, cu Romica David. Și astăzi a avut un joc destul de slab. E adevărat, și în perioada turului au legat 2-3 etape în care a fost sub nivelul cu care ne-am obișnuit. Eu am convingerea că începând de sâmbătă Romica redevine acea Romica cu care ne-am obișnuit și probabil și așteptările noastre, obișnuindu-ne, se ridică la un nivel foarte înalt. Îți mulțumim mult! Vă mulțumesc și eu!